Și totuși mai așa spune. Grozav bărbat trebuie să fi fost. 31 de ani. Să fi început pe la 12. 400 de femei pe an? Adică mai mult de una pe zi? Nu, nu cred. Nu se poate. Doamne, ce bărbat. Da. E chiar așa de dotat, cum se zice? Ce faci acolo? Îi luam temperatura. Zău. Adică nu, voiam să-l vedeți, că e puțin cam cald. Fetițo, pe tine te mănâncă grija mai mult decât e cazul. Da, doamna, doctor, i-am verificat și fișa medicală. Să văd, fix. Te rog să-l învelești. Bărbații despuiați sunt oribili. Bună dimineața, iubitele mele! Trec și de pat! Dacă așa-ți place! Te crezi un mare bărbat, nu? Nu vezi că ești doar o umbră mitică? Un sinucigaș! Pregătește repede patul de cap de urgență! Hai, mișcă-te! Vezi ce scriu aia de la salvare fișă? Electrocutat! Mimi! Mimi! Potolește-te! Mimi! Vreau să fie a mea! Delirează, ești tu temperatura! Mimi, vreau să fie a mea! Băiete, potolește-te, că dacă strag o palmă, te bag în spital! Doamnă, dar ăsta-i spital! Aha! Abia acum ți-ai dat seama, nu? Mimi, îmi dau drum! Fiță, dar tu crezi că stai cu tot? Ce electrocuteat? Ăsta mai avea puțin și sindica. Nu e și tu oxigen. Nu mai avem la termină mic. Asta termină tot ce prinde. Bun, fai respirație gură la gură. Ce stai? Știi că nu mi-e scârbă de ăștia. Doamnă! Doamnă, ăsta e obsedat rău! Ei, mai vreau! Ăsta l-au trimis la noi din greșeală, că de altceva mai are voie. Vezi dacă scrie ceva în fișă, hai! Mai era un bilet, a zis că l-au găsit lângă el după electrocutat. Sau un nic. Mimi, vezi că m-am spânzurat. Alții nu țigași. O să râdă iarăși, o să mă facă caragios. De ce nu înțelege că o iubesc? I-am spus, Mimi, eu nu pot să iubesc decât o singură femeie. Dar eu m-am jurat, dragostea adevărată e doar o dată. Ce cauți tu aici? O iubesc numai pe Mimi. Puiule, uite care-i treaba. Îți trebuie tratament serios, intensiv, doză foarte, șoc, șoc, puiule, șoc! Dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt doctorul Mitică, vindecător de dragoste, directorul spitalului. Ah, bună ziua, domn doctor, domn director. Director, să știți că eu nu suport supozitoarele, injecțiile și sunt alergic la... Da. Stai liniștit că te vindec eu de boala asta. E gravă? N-ai văzut că putea fi mortală. Da, dumneavoastră, de ce n-aveți halat? M-a operat pe unul din auri, i-am scos o femeie din cap și m-a umplut de sânge. A, eu leșin dacă nu sânge. Da. De ce stăteați în patul unui bolnav? Că așa sunt eu popular. Ăla care l-am făcut bine a plecat și m-am întins și eu nițel să mă odihnesc. Hai! Păi și asta e pijama de nu e pijama? Nu, asta e o pijama specială pentru doctor, are și o etichetă. Dar nu, că scrie în chinezește, dar e pentru uzul doctorului special. Hai! Păi și stetoscopul? Până jos în colț, da? Să vi-l aduc? Nu! Începe tratamentul altfel. Cumperi două frituri împănate și o sticlă cu vin. Hai, vin? Atunci vodcă, să ne dezinfectăm. Hai! De ce nu dorm ăștia? Ți-am zis să le dai comifere doză de cal. Tu! De ce nu ești în pat? Păi, domn doctor, îmi prescriam tratament. Care domn doctor? Domn doctor! Care domnul doctor? Domn director Mitică. Vindecător de dragoste. Nu vă faceți griji, este perfect normal. Da, sedentarism, inima bătăi prea regulate,
intoxicație cu viață searbă, de tratamentul... Nu! Animalule! A zis animalule! A vrut să spună mulțumesc. Dânsul nu e domn director? Dânsul? Domnul Mitică! Femeia e un spectacol. Numai soții intră în culise să le vadă ridurile, răutatea, oboseală. Eu prefer să le privesc de pe scenă. Eu din sală. Puiule, căsătoria înseamnă rufe întinse la uscat, scutece, bani care nu ajung. Hai, pune mâna să aranjăm un pic spitalele astea. De ce, vine vreo... se pare sau ce? Sunt 15 ani. De când trăiesc așteptarea asta cu aceeași emoții. Înțelegi, e ceva? E ceva magic în chestia asta. Cască urechile și bagă la cap. Sex masculin nu e tot una cu bărbat. Cu toți ne naștem larve de bărbat. Ce? Larve adică, ai un fel de vierme sau? De la stadiul de larvă de bărbat la cel de bărbat adevărat, e cale lung. Puțin ajung să zboare. Ne sinucidem iar? Închide ochii și fii pregătit pentru marea înfruntare. Arunc de înălțime. Închide ochii, am spus. Gândește-te la toate femeile din lume. Dar nu le cunosc. Le auzi cum șoptesc. Ce firave sunt și ce doritoare. Femeia ale lumii, să nu vă fie frică. Mitică se gândește la voi. Mitică nu vă va părăsi până ce nu vă va ști în siguranță. Acum spune tu să vadă că existi. Să rămână? Nu mormăi, zic cu voce tare! Doamnelor! Spune-ne cine ești tare! Eu sunt Ionel! Eu sunt Ionel! El este Ionel! Puteți veni, vă așteptăm! Numai pentru voi trăim! Eu sunt Ionel! Să fii culcat? Dormiți liniștite? Are cine să vă iubească? Ionel și domnul Mitică! Dacă mai urlați mult, vă bag la furioși. Vă e teamă să nu se strângă jos o mare de femei? Nu mă provoca mai mult decât e cazul! Doamnă, dar eu le-am dat doze ca pentru cai. Ăștia nu sunt cai, ăștia sunt elefanți. Bagă limba la ochi. Fă un pas în față. Și încă unul. Vezi să nu te împiedici. Încet. Te apleci ușor, închide ochii, să-l adău. Gata, mă doare cap! Eu v-am prevenit! Eu acum n-am chef să fac nimic, așa că vă rog frumos să vă abțineți, Duduie. Ziți bine? Da. După astfel de zicere, te aștept la două perechi de palme. Învățați numai lucruri periculoase. Să fie o capcană! Mimic! Să nu te uiți la Mimi! Să te amintește! Mimic! Domitică, nu mă judecă! N-ai văzut, ne-am pus țigările? Mă doare capul. Operație reușită! A ieșit, s-a dus! De ce? Dacă eu n-aveam păcate. Când o femeie ne iubește, ne iartă orice. Chiar și crime. Când nu ne iubește, nu ne iartă nimic, nici măcar din toți. Sunt atâtea femei care nu te-au cunoscut. Le-ai arătat că pot fi iubit. Și le-ai plecat. Făcându-le cea din urmă nedreptat. Ești un farsor, Mitică. Fiindcă ești un mitor. Și...
Spatele drept. Fundul în spate. Iată în față. Ai înțeles? Da. Hai, să te văd. E greu fără muzică. Muzica trebuie să fie în capul tău. Fii, mă, mai vaporos. Eleganță. Distinție. Mister. Nu merge. Vă mișcați prea încet. Bărbatul conduce dansul, femeia execută. Oh, că scapă mâna pe șold. Da, numai că șoldul e fundul meu. Iane, la doi trepa genunchiul tău între genunchii ei. Apoi tot piciorul. Mâna stângă îți urcă pe sân ca din greșeală, așa? Da, și dacă mă pocnește? Nu te pocnește, ci să lasă mai moale în brațele tale. Am zis mai moale! Parcă aș dansa cu un frigider. Ești gata? Da. La trei, da? Da. Un, doi, trei și... Cine vorbea de frigider? Dă-i înainte. Închipuiesc că ai în brațe cea mai superbă și cea mai frumoasă femeie din lume. Nu contează. Poate să fie scundă, grasă, chelioasă, cocoșată și cu capul mare. Tu te gândești la cea mai frumoasă femeie din lume. Mă mai gândesc mult? Amici, dansul dragostei e ca o partidă de șah. Faci o mișcare, vezi ce o să facă ea și ai prevăzut de 1000 de soluții. Așa, acum strângem în brațe, strângem așa, fitandru, afectos, acum fină bani. O, spatele, stai, mă! Cum a fost? A fost bine. Ce citiți? Un roman de dragoste. Tragedie curată. Trebuie să aibă o șansă. Mitic e formidabil. Eu nu v-am zis ca să nu vă supăr. Dar v-a transmis că vă iubește. Nu ți-am spus să-mi spui toate simptomele pacienților? Dar am crezut că vă enervează. Mă nebunește, ce nu ai spus? Pe celelalte mi le-a zis personal. Dar vă place, credeți-mă. Toate astea se întâmplă cu adevărat? Da. Pentru că... o picătură de minciună valorează cât o tonă de adevăr. Da, trei picături. Uite-le. Sunt vii, doritoare, continente care așteaptă să fie descoperite. Da, dar asta nu-i nimic, asta nu-i nimic. Eram odată pe un transatlantic și ne-am lovit de un iceberg. Vezi că au văzut filmul ăsta? Era un iceberg! Domitică, de ce nu te culci? Nu vezi că nu mai reziști? Ascultă, puișor, tu nu crezi că nu treci măsura? Domitică, n-aveai grijă că mă ocup eu de acum, da? E totul sub control, da? Nu ai făcut-o bine și te crezi mare. Mă înșel, lasă-o mai ușor, că mă descurc. Puiule! Fără puiule, te rog, da? Până aici! Orice larvă are pretenția să se spună că e bărbat? Larvă? Dacă eu sunt larvă, tu ce ești, Domitică? Ești un hoi de bărbat. Uite-te la tine, tu te prăbușești și eu zbor. Uite-te cum zbor, domnule Mitică, zbor! Eu am fost pe mare? Dar de unde să știu, domnule Mitică? Ba, cred că da. Să zicem că ați făcut la un moment dat o călătorie din asta mare. Cred că da. Îmi plac trandafirii? M-am mâncat sigur. E și o poveste despre ispravă pe care a trăit-o acum mulți ani. Se spune că iubeați o fată frumoasă, cu care tocmai vă certaserăți. Și ca să o împăcați, ați aruncat dintr-un elicopter o tonă de petale de trandafir deasupra casei ei. I-a trecut supărarea? Habar n-am. Dar să fi fost eu în locul ei, vă iertam de 1000 de ori. Vă place oja mea? Doamna, nu tu sunt transferat. Și știi ce mi-a zis la plecare? Fetițo, ție stă bine cu fusta asta. Domitică? Domitică?
vrea să-ți arăt ceva. Așa dansa și domnul Mitică. Vezi? Îmi respect picioarele și uite ce fac ele pentru mine. Dansează. Pleci? Da. Și n-ai mai grijă. Mă ocup eu de toate frumusețile lumii. Și eu? Cu bine, domnul Mitică. Stai un pic.